Salut! În dimineața aceasta vreau să facem o amenajare la masa pentru grătar. Masa pentru grătar este acum mult mai mică decât în faza inițială, așa cum arată în poza alăturată. Atunci, suprafața construită era mult mai mare. Dar în timp am considerat că este mult prea mare pentru curtea mea și pentru nevoile mele, așa că am modificat-o, am tăiat-o la jumătate partea care mi-a rămas trebuie să o îmbunătățesc. Așa cum se vede, în partea din stânga este zona caldă, zona de grătar, iar în partea din dreapta este o zonă liberă, zona de preparare a mâncării, să spunem. Nu-mi place această suprafață de beton crudă. Înainte am avut placă de marmură, o placă de marmură pe care am mutat-o pe post de masă, dar nu-mi place nici aici cum dă, așa că voi tăia această placă de marmură la dimensiunea necesară și voi monta acest blat pe corpul nou construit. Haideți să facem împreună această operațiune. Am turnat apă, am îndepărtat praful, iar acum punem și adeziv pentru egalizare și fixare plăci. Gata, am finalizat de tăiat și de fixat cele două plăci de marmură. Am fost nevoit să pun din două bucăți pentru că lățimea plăcii inițiale nu era, eram mai mică decât necesarul meu la această masă. A ieșit bine. Acum avem o suprafață curată din piatră naturală care poate fi spălată foarte ușor și este și igienică. Și vom avea în zona din stânga zona caldă, iar în dreapta zona rece, unde putem prepara alimentele pentru grătar. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi. Numai bine!